Deci vaccinul este deja aprobat, vaccinul este deja plătit de Uniunea Europeană, vaccinul este deja în producție și fiecare stat care va primi o proporție în luna decembrie. De care aceea, așa vaccin? Cum ați văzut, toate statele își pregătesc procedurile de vaccinare. Aici nu trebuie să mai există dubii. De aceea este o veste pozitivă, nu pentru România, am înțeles, pentru toată Europa. Dar care vaccin, domnule Falcă? Vedeți că în acest fel s-ar putea să derutăm puțin populația. Care vaccin adică e în producție? Producție? Care vaccin? Vaccinul contractat de Uniunea Europeană. Pentru sunt că cinci. Noi avem relația, sunt cinci contracte. Domnule Falcă. Două sunt astăzi plătite. Două contracte sunt plătite. Care vaccin e în producție? Vă rog, e o știre foarte importantă. Cele două vaccine sunt astăzi în producție și în luna decembrie. Cele două în care s-au semnat contractele. Păi spuneți-ne ce vaccin se produce la nivel de 300 de mii de, nu de milioane medic. De... Păi spuneți-ne, sunteți europarlamentar, ați dat o informație, vă rog să o argumentați. Ați spus reală. Că un vaccin în sute de mii de cantități este în producție, este nu în teste, așa cum spune toată lumea. De mii de care? Cantități. Este în producție. Cele vaccinuri care s-au semnat de către europeane în acest moment sunt în producție. În producție și asta. Toată lumea spune că sunt în testare, dumneavoastră spuneți că domnule e în producție. Ionescu, o secundă. Domnule Ionescu, o secundă. Domnule Falcă, de unde aveți această informație? De aici, de la Bruxelles. Dar spuneți care e vaccinul, că e o informație publică. Acum nu știu numele exact, vaccinul care s-a semnat contractul. Sunt cele două contracte păi semnate de Europa. Păi vă repet, sunt cinci precontracte semnate. Cinci. Verific acum pe numele, dacă numele și important. Și avem și Pfizer, avem da, și AstraZeneca. Pentru că e în producție, dacă nu e un fake news. E un fake news dacă nu. Vaccinul nu este în producție, este în testare. Nu faceți o diferență. Nu mă cu dumneavoastră. Vă rog, nu vă atacați, pentru că știți, în acest moment... Doamna Sabina Iosub, este o informație mult prea importantă să ne jucăm cu cuvintele. Telespectatorii noștri... Este în producție, e foarte important. Telespectatorii noștri se uită acum la niște politicieni care se ceartă în încercarea lor cumva de a explica... În încercarea de a explica o situație extrem de complicată, da, până la urmă. O să vă las, domnule Falcă, să căutați exact toate aceste date, pentru că eu cred că e foarte important să existe... Păi ne interesează dacă în acest moment este sau nu este cu adevărat un vaccin în producție. Pentru că toate acum datele zile, care au apărut, știți, domnule Falcă... S-a semnat ultima tranșă de finanțare... Cu data de 15 decembrie, primele vaccinuri care vor pleca spre state. Doamne ajută! O repartiție pentru fiecare stat, a ceea ce înseamnă minimum, pentru că nu o să plece sigur spre un stat da. Mai mult sau sigur, spre un stat dar asta mai puțin. Nu înseamnă, domnule Falcă, că sunt în producție în acest moment. Ele sunt în ultima fază. Sunt în producție. Perfect. Dacă ne spuneți de unde numele, și care este sursa, e perfect. O să vă dau și dumneavoastră numele.